Această emisiune este prezentată de Conex. Bun găsit, oameni buni, la o nouă emisiune. În această seară se află în studioul televiziunii naționale Antena 1 ministrul finanțelor, domnul Decebal Traian Remeș și domnul Cristian Tudor Popescu, redactorul șef al ziarului Adevărul. Sunt multe subiecte pe care o să le abordăm în această seară. V-aș întreba pentru început, domnule ministru, ce înseamnă această relaxare fiscală pe care o anunțați? Mai ales v-aș ruga să spuneți ce înseamnă pe înțelesul populației și ce va însemna practic pentru populație relaxarea fiscală de care vorbiți și care a iscat, iată, atâta tamtam în presa din România, în opinia publică din țara noastră. Care ar fi măsurile pe care le preconizați și măsuri care am înțeles sunt susținute și de Partidul Național Liberal din care faceți parte? Bună seara! Programul de relaxare fiscală pe care l-am propus și pentru care avem susținerea partidului și a coaliției va însemna un pic mai bine pentru fiecare dintre noi. De exemplu, pentru mine, ce va însemna? Care va fi acest mai bine? Pentru dumneavoastră, ca să fiu foarte concret, vor însemna un plus de bani lăsați pentru publicitate la agenții economice. Bani pentru publicitate? Da. Păi eu nu am nicio treabă, eu sunt angajat, iau un salariu de aici, ce treabă am cu... Angajat... Vorbesc de Antena 1. Da, mă refer și la Tucă și la Antena 1. Păi eu nu iau niciun ban din... Dacă patronul o duce bine, domnule Tucă... O ducem și noi, asta și salariații patronului... Sunteți ca laconic în răspunsuri. Dacă citesc declarațiile care s-au făcut în ultimele două săptămâni, văd că ați fost mai puțin discret atunci când a venit vorba de declarații în fața presei scrise. Păi eu cred că vom dezvolta în seara asta subiectele mai pe larg, dar... Mi-ați spus o întrebare pentru care ar trebui să rămân în platou o săptămână și nu cred că ar avea răbdare nici telespectatorii să mă asculte și nici dumneavoastră că mi-ați oferit atâta spațiu. Încet, încet, cred noi că ne vom apropia de subiect. V-am întrebat ce înseamnă această relaxare fiscală, reducerea TVA-ului, care deci dacă vreți să vă spunem prin ce vom face relaxarea fiscală, atunci abordăm subiectul și din acest unghi. Vă rog. Vom avea o reducere a impozitului pe profit, vom avea o reducere a accizelor și vom avea pe total o reducere a taxei pe valoare adăugată, stabilindu-se la aceasta două cote, cota zero și o cotă unică. Probabil până în final va rămâne așa cum s-a anunțat inițial, 16%. Fiecare dintre aceste măsuri presupune rescrierea mult mai concisă a legilor care guvernează respectivele domenii. Și am spus și cred în asta, aplicarea acestui program va însemna mai bine pentru fiecare dintre noi, mai bine pentru agenții economici, mai bine pentru populație și, cred în ceea ce spun, mai bine pentru buget în alimentarea acesteia. Am înțeles. Domnul Popescu, dacă aveți vreo întrebare pentru ministru? Dacă aveți vreo întrebare, că până acum n-a spus niciuna. Nu. Și nici nu o să pun, deocamdată. Deocamdată o să mă mulțumesc cu o enumerare, domnul. Vă rog. După aia o să discutăm despre relaxarea fiscală, despre adâncurile ei. Dar până acolo, vă rog să suportați o enumerare, domnule ministru. Sunt obligat să o fac. Nu sunteți obligat. De pilă, nu sunteți obligat nici să veniți aici la emisiune. De moment ce ați acceptat, este un gest absolut liber consimțit. Deci nu vă găsiți într-un regim de obligație aici de niciun fel. Nu, eu v-am rugat, spus, vă rog să suportați. În exercițiu funcțiunii mă simt obligat să o fac. Este un șir de obligații funcția. Aici sau la birou? În guvern.
În guvern. Aici nu sunteți obligați să faceți nimic. Este o televiziune privată, este ceea ce multă lume nu înțelege. Nici eu și nici dumneavoastră nu suntem obligați să facem nimic aici. Ne-a chemat domnul Tucă pe amândoi. Nici eu și nici dumneavoastră n-am dorit să venim aici. Eu cred, domnule Popescu, totuși că sunt obligat și prin prezența aceea sunt obligat să reprezint un gând al meu, opoziția ministerului și opoziția guvernului. Sunt obligat să le explic pentru dumneavoastră și pentru telespectatori aceste lucruri. Deci, prezența mea aici, liber consimțită, presupune totuși un șir de obligații, dacă tot sunt aici. Dați-mi și dumneavoastră mie dreptate, că eu vă dau tare de multe ori dumneavoastră dreptate. Vă dau, domnul ministru, mai ales că ați venit aici ca să explicați telespectatorilor. Nu în primul rând mie. Deci, în această toamnă, foarte de curând, prima cifră pe care am să vă spun este 400 de miliarde de lei. Acești bani sunt pentru subvenționarea energiei termice. Deci așa zisa și foarte reala, de fapt, criza căldurii. Apoi este vorba de 100 de milioane de dolari pentru Conel, pentru importuri energetice și pentru RAFO Onești, care a fost pornită ca să fie oprită după 2 săptămâni. Apoi este vorba de promisiunea premierului Radu Vasile în ce privește mărirea salariilor polițiștilor cu 60%, a militarilor cu 80%, începând cu 1 decembrie, care este peste 2 zile. Apoi este vorba de datoria publică internă. În momentul de față se ridică la 75 de miliarde de lei și este vorba de încă 40.000 de miliarde de lei, ceea ce ar însemna banii care trebuie acoperiți cu titluri de stat la Bancorex și la Banca Agricolă. Este vorba de 100 de miliarde de lei, creditul aprobat pentru Roman Brașov, plus am înțeles încă vreo 20 de miliarde pentru îmbunătățirea nu știu cărui motor de camion de pe acolo. Este vorba de 135 de miliarde de lei pe care le-ați promis studenților și este vorba că profesorii universitari s-au găsit astăzi în stradă pentru că nu mai au bani, pentru că nu au primit bani de salarii. Au primit azi niște bani care nu sunt în banii de buget destinați învățământului, sunt bani din surse extrabugetare, sponsorizări și contracte de cercetare. Deci, așa arată lucrurile în acest moment. Într-un moment în care Fondul Monetar Internațional, misiunea tehnică care trebuia să vină la începutul lunii decembrie, nu mai vine. Într-un moment în care acest Fond Monetar Internațional nu a aprobat nici până acum inițiativa cu plățile cu mărirea salariilor pentru polițiști și militari și căruia îi se pune în față acum această relaxare fiscală aproape revoluționară. Domnule ministru, noi, cum bine știți, Ziarul Adevărul, eu personal, am sperat întotdeauna într-o relaxare fiscală. Am dorit-o, am militat pentru ea. Acum când dumneavoastră o propuneți, înainte de a discuta despre ce fel de relaxare fiscală propuneți de fapt, dați-mi și mie o speranță că în astfel de condiții, în care practic deficitul bugetar stă să explodeze, în care aveți o asemenea datorie publică internă evidențiată în tot ce v-am spus aici, veți reuși să faceți această relaxare fiscală începând, așa cum ați declarat, cu 1 ianuarie anul 2000. Fără să băgați bugetul și respectiv țara în incapacitate de plată. Domnule Cristian Tudor Popescu, este un lucru îndeopște de cunoscut că orice problemă poate fi atacată din diverse unghiuri. Ați încheiat prin a cere asigurări că nu vom duce țara în incapacitate de plată. Ați fost martorul bătăliei de aproape un an de zile, o bătălie pentru care nu am avut suficienți aliați la niciun moment, exact în dorința de a evita
și am reușit acest lucru, nu eu Remeș, ci guvern, am reușit să evităm incapacitatea de plată a României. În momentul de față ați amintit o serie de date, parte dintre ele sunt absolut exacte, parte dintre ele sunt un pic eronat prezentate de dumneavoastră. Și acum vă temeți din nou de o incapacitate de plată, născută de data aceasta din măsuri aparent contrare a celor pe care un an de zile le-am aplicat. Am mai spus-o și repet, acesta este adevărul, cu suficientă încăpățânare. Că fără încăpățânare, la un moment dat, s-ar fi capotat. Să spun care ar fi trimiterile relativ greșite pe care le-ați făcut. Eu am anunțat, și acesta este adevărul, probabil în pragul de final de an vom avea 75.000 de miliarde de datorie publică internă, dar în interiorul acestei sume sunt cele aproape 40.000 de miliarde de la bănci, venite pe buget. Deci nu se adună sumele, 40.000 de miliarde, o componentă a totalului. Nu este vorba de un credit pentru tractorul, ci este vorba de o majorare de capital pe care o face proprietarul acestuia, fondul proprietății de stat. Lucrurile sunt de nuanță diferită. Nu este vorba de o promisiune pentru studenți de 135 de miliarde, ci este vorba de majorarea efectivă a alocațiilor pentru cămine și cantine. Și suma este de aproape 8 miliarde de lei pe lună. Acesta este un total de circa 24 de miliarde pe acest final de an. E adevărat că în presă s-a scris de multe ori de prezența misiunii Fondului Monetar la începutul lunii decembrie în România. Este adevărat că la întâlniri cu presa, trimiterea în acest sens am făcut și eu, pentru că la acele momente așa se cunoșteau lucrurile. Astăzi vin și vă spun, pentru că asta știu acum, astăzi, că o misiune a Fondului Monetar nu va veni în România decât în ianuarie viitor și această misiune va veni pentru a vedea proiectul bugetului nostru pe anul viitor. Misiunea nu mai vine în România pentru a vedea dacă îndeplinim condițiile de ridicare a tranșei a doua. Această tranșă a doua, care de fapt este inclusiv o restanță din prima tranșă, o vom primi în mod necondiționat, nemai existând bariere între guvern și fond pe programul pe care îl avem stabilit. Și acest lucru va fi anunțat oficial foarte curând. Ați mai anunțat o dată că până la sfârșitul acestei luni vom primi tranșa a doua, domnule ministru. Da, domnule Popescu, iertați-mă și o să vă răspund dându-vă dovada că sunt atent la prestația dumneavoastră jurnalistică și dumneavoastră vă revedeți punctele de vedere când un plus de informații sau evenimente pe care mizați și le cunoașteți din motive independente de dumneavoastră se amână sau informații noi schimbă lucrurile. Deci n-am făcut niciodată anunțuri de dragul de a face anunțuri, știți bine că sunt relativ zgârcit în declarațiile cu presa, dar atunci când am făcut anunțuri le-am făcut pe baza informațiilor pe care le aveam pe cale oficială la momentul acela. Din punct de vedere al Ministerului Finanțelor, nu este nimic imputabil pentru amânarea eliberării acestei tranșe sau nu e nimic imputabil pentru amânarea aprobării acordului în sine. Ministerul Finanțelor, ca să vorbim ca la clasă, își făcuse lecțiile încă în luna februarie acestui an. Cauze independente și din afara Ministerului de Finanțe, au dus la amânarea lucrurilor și acordul a fost aprobat în august și cauze neimputabile Ministerului de Finanțe au dus la amânarea eliberării tranșei a doua. Dacă
cauze neimputabile Ministerului de Finanțe au dus la acordarea tranșei întâi, pe care altfel n-am fi primit-o niciodată, dacă nu existau considerentele politice legate de Kosovo. Dumneavoastră aveți dreptul să faceți afirmații. Eu nu am obligația să cred decât în informații pe care nu le contrazice realitatea. De data asta nu aveți dreptate, vă spun cu toată considerația. Bun, rămâne fiecare la părerea lui. Relația noastră cu Fondul Monetar Internațional nu a avut niciodată încărcătură politică și nu a avut rezolvări datorită unor împrejurări politice și nici tranșa a doua nu are nici o legătură cu decizii politice. Ea vine pentru că ne respectăm programul și ea vine pentru că, deși ați spus și acum seara și am citit mai multe rânduri în presă, inclusiv în ziarul Adevărul, deficitul este sub control și este sub ținta programată pentru această etapă și vom închide anul cu un deficit mai mic decât cel convenit în cadrul acordului. În cadrul acordului rectificat, că la începutul anului s-a prevăzut un anumit deficit care a fost depășit și după aceea... Acel un anumit deficit depășit nu vine din cauzele unei politici greșite. Acel deficit majorat, revăzut și convenit cu Fondul Monetar vine odată cu această povară imensă care am preluat-o din sistemul bancar românesc. Sistem bancar pe care nu l-a adus în această situație Ministerul de Finanțe. Necazurile de acolo nu provin din decizii sau din legislație care a fost inițiată de acest minister. Ministerul Finanțelor preia în buget aceste pierderi foarte, foarte mari, le va suporta țara, le vor suporta contribuabilii, dar adevărul ne obligă să localizăm acolo unde este cu adevărat corect cauzele acestor pierderi. Și n-au nicio legătură cu Ministerul de Finanțe, cu șefii acestea sau funcționarea acestea. Evident că n-au, că alea bani care s-au găurile aia sunt făcute de Bancorex, de Banca Agricolă, n-au. Ministerul de Finanțe a făcut altceva. Ministerul de Finanțe, așa cum i-am spus domnului prim-ministru de acum un an de zile, și aia s-a făcut, Ministerul de Finanțe a emis titluri de stat. Și pe baza acestor titluri de stat, în această spirală a dobânzilor titlurilor de stat, de altfel să știți că, de pildă, domnul Eugen Rădulescu, actualul director al președinte al Băncii Agricole, acuză Ministerul de Finanțe că a dus la mărirea dobânzilor pe interbancar prin faptul că a emis titluri de stat în acută nevoie de bani, nu mai avea acces la finanțare externă și atunci a venit pe piața interbancară ridicând dobânzile. Asta o spune domnul Eugen Rădulescu. Dar lăsând la o parte această spirală extrem de periculoasă a titlurilor de stat, despre care am mai vorbit de câteva ori, eu vreau să vă întreb, dumneavoastră chiar credeți că Fondul Monetar Internațional, ce motiv ar avea? În primul rând că ar fi o premieră mondială ca o țară aflată în acord stand-by, o țară aflată în condițiile în care se află acum România, condiții care sunt mai proaste din punct de vedere financiar decât acum un an de zile. Nu spun neapărat că este vina Ministerului de Finanțe. Eu mă mărginesc să constat că condițiile pe care le-am enumerat adineauri sunt mai proaste. Deci ce ar determina Fondul Monetar Internațional să vă accepte după ce luni și ani de zile nu a acceptat nici cea mai mică umbră de relaxare fiscală și condițiile erau mai bune decât astea? Că ele s-au degradat din vari motive. Ce ar face Fondul Monetar Internațional acum? Poate să-și piardă mințile, ar fi într-adevăr ceva de pentru mine de literatură fantastică, ca fondul să spună, da, domnule, faceți relaxare fiscală acum. Domnule Popescu, nu pot contesta afirmația pe care ați făcut-o citându-l pe domnul Eugen Rădulescu. Da, domnule... Dar vă întreb pe dumneavoastră și îl provoc și pe Eugen Rădulescu să dea altă soluție decât aceea a emiterii titlurilor de stat la momentele acelea. Ați spus, nu era finanțare externă, nu a fost posibil să se colecteze venituri suficiente pentru finanțare, a criticat soluția. E adevărat, nu fericită,
dar unica posibilă, fără a contrapropune o altă soluție. Deci o soluție de stare critică, domnul ministru. O soluție de stare critică, de acord? Acum, dumneavoastră, veniți și, cred eu, în mod grăbit, calificați drept nebunie un comportament al Fondului Monetar Internațional care ar accepta acest set de măsuri. Nu am spus nebunie, am spus că ar fi ceva cu totul ieșit din comun, de domeniul literaturii fantastice. Nu nebunie, că ea știu ce fac. Vă rog, exact. Vă rog foarte mult. Fiți avocatul fondului numai pentru a discuta acest lucru și contrapropuneți. Nu este bun programul cu care veniți voi, Minister al Finanțelor, nu este bun programul cu care veniți voi, Guvernul al României. Propuneți altceva, dar nu ne propuneți pentru nimic în lume să mai majorăm impozite și taxe, că este o variantă pe care am aplicat-o, aducând procentele tot mai sus și rezultatul e acela pe care îl constatăm. Vă rog frumos, purtăm această care discuție. Care rezultat e, domnul ministru? Rezultatul pe care îl constatăm ce? Adică această politică a fondului de a ne spune nouă să majorăm mereu și mereu acciza la benzină, să majorăm la alcool, tutun, cafea și mai departe. La ce a dus, domnul? Spuneți la să constatăm ce. Care este, situația și deci a fost o politică bună asta pe care situație ne-a... Situație care este sufocantă bun. Pentru agenți și pentru populație. Și de ce populație? Ne-am supus atunci, domnul ministru, cu obediență la ce spune Popescu, fondul? Trecem și la acest aspect al lucrurilor. Dar veniți, dumneavoastră ați afirmat și eu vă rog foarte mult. Avem două variante posibile. Aceea a mai apăsării pe pedala pe care tot am apăsat până acum sau aceea a slăbirii presiunii pe pedală pe care noi o propuneți. O propunem. Și lasă-mi spuneți că e incredibil ca fondul să accepte așa ceva. Contrapropuneți-mi ceva ca avocat al fondului. Dați-mi altă soluție. Dacă nu aveți altă soluție, dacă nu aveți altă soluție decât cea dovedită greșită și asta, atunci haideți să discutăm și să intrăm. Domnul ministru, greșită era de mult, domnul. În amănuntele acestui program. Mă întrebați acum, foarte corect, și multă lume întreabă, de ce acum? De ce v-ați trezit târziu? De ce o propuneți în final de an 99? Și dumneavoastră, presa foarte iscoditori, ați produs posibile răspunsuri. Niciunul nu mi-aparține mie. Un răspuns sugerat de presă e acela că probabil Remeș își dorește în continuare acest scaun și a venit cu această soluție să se salveze pe el ca ministru. E un răspuns greșit. A venit un alt răspuns, tot prin intermediul și prin ajutorul presei. Liberalii vor să facă discurs electoral, uitându-se că acest partid, în evenimente de nivel național, a anunțat acest program în mai multe rânduri. Dar vine răspunsul pe ce care, cu sinceritate, să... îl propunem acum. Program. Spre deosebire de anul trecut, aparatul Ministerului Finanțelor și eu personal avem o percepție mai corectă a întregului. Nu suntem în situația în care am fost anul trecut să reluăm înțelegerile cu fondul și să avem spectrul acelei datorii externe formidabil de mari în față. Păi aveți spectrul datoriei interne acum în față. Nu mai aveți paia externă, aveți paia internă. E o datorie internă, încă o dată vă spun, din care mai bine de jumătate nu este provocată, nu e făcută voluntar. Ne este aruncată de situația nenorocită produsă în sistemul bancar. Dar oricum stăpânim fenomen. Avem acumulate. Stăpâniți, domnul ministru, nu stăpâniți nimic, domnule. Dumneavoastră alegeți. Domnule Popescu, dumneavoastră aveți dreptul să faceți afirmații. Eu nu sunt obligat să cred afirmațiile dumneavoastră. Dar deci o să stăpâniți, deci o să stăpâniți bâtele moment... sindicaliștilor? În momentul când vor veni la Palatul Victoria? Când pentru o să vină ăia de la Roma în Brașov din nou? La Palatul Victoria. Ce stăpâniți? Pentru ce să vină sindicaliștii la Palatul Victoria? Să le mai dați niște Victoria. Bani, cum le-ați mai dat. Nu cred că vor veni. Nu cred că vor veni să mai dați 100 de miliarde. Nu vor veni să mai ia de guler să majoreze impozitul pe profit, nu vor veni să mai ia de guler să cresc cota la TVA și nu va veni nimeni, cred,
nici agent economic și nici cetățean român să-mi ceară să majorez accizele, lucru care duce imediat la majorarea prețului. Nu interesează pe cetățeanul român accizele, domnule. N-are nicio treabă cu astea. Păi le interesează ce se va întâmpla cu el. Vorbeați de țigări, vorbeați de alcool. Nu vorbesc, nu mă interesează țigările și alcool. Nu vă interesează, dar pe fumător îl interesează. Dacă trage un fum și trage 85% accize și numai 15% fum din tutun, hai să vorbim nu-l interesează. Să vorbim de mâncători, nu de fumători. Deci de oamenii care trebuie să mănânce. Lăsați-i pe fumători, domn ministru. Că nu, ăia poate să nu mai fumeze și cred că nu o să moară de mâine. Dar ăia care nu au medicamente sau mâncare mor. Deci ce, să trecem la alte... Ce produs propuneți? Putem discuta pe oricare. Nu, la care, la care programul acesta de măsuri... N-are rost să ne certăm, vă rog eu frumos. Dar nu ne certăm, vai de mine. Deci lăsați-mă să precizez puțin cadrul. Deci eu până în momentul de față sunt calm și mi-argumentez punctul de vedere. Și eu foarte calm. Deci atunci? Nu înțeleg încă o dată. Eu sunt foarte nervos, în schimb, vă rog. Da. Deci nu înțeleg încă o dată. Nu există niciun motiv pentru că poate doar așa o revelație. Deci dacă s-a produs atât în dumneavoastră, în ființa dumneavoastră, cât și în Partidul Național Liberal, s-a produs o iluminare în cursul acestor zile, în ultima săptămână, altfel nu văd niciun motiv pentru care anunțați acum această relaxare fiscală și n-ați anunțat-o cu 5 luni înainte, cu 6 sau peste 6 luni anul viitor. Domnule Popescu. Dimpotrivă, este un moment prost. Domnul, cred în continuare că e un moment prost pentru așa ceva. Nu e vorba de nicio revelație. Nu, nu s-a întâmplat nimic. Nu ne-a iluminat acum nici Dumnezeu, nici altcineva. Acest lucru a fost anunțat public de către partidul meu în repetate rânduri. Dumneavoastră acuzați momentul. Eu vă întreb un lucru. Vi se pare întârziat sau vi se pare grăbit de vreme? Mult întârziat, domnule. Mult întârziat. Mult întârziat. Atunci, vă rog, nu numai dumneavoastră mult vă aparține întârzierea asta. Ea aparține și miniștrilor dinaintea dumneavoastră. Aparține PDSR-ului să duce 10 ani de acum înainte. Cu acest de lucru acum sunt de acord că momentul este întârziat. Dar nu e motiv de a-l critica această întârziere, ci este motiv de a pune umărul alături de cei care vor să ducă acest program în viață. Dacă acum criticăm, n-avem decât șansa să mai întârziem momentul și la întârzierile de până acum să mai aducem un plus. Deci, și nu e cazul. Ce v-am citit aici, toate enumerele înseamnă bani, bani și iarăși bani. Înseamnă că dumneavoastră aveți un buget în clipa de față care, repet, el nu există, este imaginar. Aveți, la un moment, aveți schiță de buget pe 2000 în momentul de față? Dumneavoastră știți ce surse aveți în momentul de față? Exceptând, am o singură speranță de la dumneavoastră. Că o să spuneți aici în emisiune că primiți o finanțare externă masivă și foarte repede la sfârșitul acestui an. Dacă ne spuneți lucrul ăsta, ceea ce nu rezolvă mare lucru din punct de vedere tehnic, că banii trebuie injectați unde trebuie, dar măcar putem discuta. Altfel, așa cum spune domnul Dăianu, și de data asta sunt de acord cu domnul Dăianu, țineți minte că la începutul mandatului dumneavoastră nu eram de acord cu domnul Dăianu, care lăsase ce lăsase în urmă în materie de colectare. De îmi dați dreptate și dumneavoastră vă schimbați punctele de vedere pe un plus de informații. Nu mi-am schimbat punctul de vedere în ce privește colectarea de impozite și ordinea din Ministerul de Finanțe sub domnul Dăianu, care era o varză totală. Deci, acum însă domnul Dăianu spune un lucru, că această relaxare fiscală pe care o propuneți n-are cum, chiar într-o viziune ideală, ea creează pe primele luni, cel puțin de aplicare, o creștere a deficitului bugetar, o scădere a veniturilor la buget. Deci, dacă dumneavoastră aveți un tampon de undeva și de undeva nu puteți să aveți decât de afară, cu care să puteți să compensați această evidentă scădere, măcar pe primele luni, după aceea, și discutăm și după asta, dacă chiar se va produce un reviriment și o creștere a veniturilor, eu nici asta nu cred, dar asta e separat și o discutăm după aia. Deci, dacă nu sunteți de acord cu această minimă idee că trebuie să, într-un fel, să prijoniți această... Da, avem această punte de trecere. Situație. Nu stă numai și nu stă proporțional majoritar pe finanțare externă, mizăm pe finanțare externă, dar avem măsura pentru puntea de trecere pentru circa 6 luni de zile să completăm aparenta reducere a veniturilor. Prin?
printr-o măsură pe care am spus că o scoatem pe piață în ultima săptămână a acestui an. Pentru protecție proprie, nu a mea, ci a programului, trebuie să nu dezvoltăm acest subiect până în momentul în care îl vom propune concret și îl vom lansa. Aveți o metodă secretă? Nu, domnule Popescu, ca și toate lucrurile eficiente, este un lucru foarte simplu. Este un lucru foarte simplu. Și pe de altă parte, crede că cel târziu în aprilie, vom colecta de la fiecare dintre impozitele la care intrăm brutal în procente, că așa s-ar putea aprecia, cel puțin nivelul pe care îl colectăm acum la actualele procente. Da, dați-mi voie să vă spun că mă îndoiesc de asta. Dumneavoastră, spuneți ceea ce știți, aveți date, credeți lucrul ăsta. Dați-mi și mie voie să imaginez un scenariu pentru ce se va întâmpla în ipoteza fericită că reușiți puntea. Deci să zicem că ar trebui să ajungem într-o zonă de generare de venit în urma acestui program. Am să mă refer numai la impozitul pe profit. Unde dumneavoastră, spre stupoarea mea, care atâta vreme am sperat într-o politică fiscală în asta pro-capitalistă, puneți de la 38, scăderea de la 38 la 20% a impozitului pe profit în general. Așa cum viața o demonstrează și cum observă domnul președinte Constantinescu de fiecare dată, în România există foarte multe mașini 4x4, jeep-uri. Aproape că discutând cu niște persoane venite din afară, unele îmi spuneau, dom'le, nici la Paris, nici la Londra nu există pe metru pătrat mai multe mașini din astea care costă 70, 80, 100 de mii de dolari bucata ca în București și ca în general în țară. De asemenea, tot domnul președinte Constantinescu observa cu bucurie că se fac vile, că este plină țara de vile, că răsar din pământ. Și aceste semne, cum spunea și dumneavoastră când discutam înainte de a începe emisiunea, ar trebui să însemne prosperitate. Pentru mine nu înseamnă. Pentru mine înseamnă un lucru foarte grav, domnul ministru. Înseamnă că omul românesc care face ceva bani în perioada asta, prima grijă a acestui om este să bage bani în jeep-uri. Deci nici măcar cu acești bani pe care îi câștigă într-un fel sau altul, mai mult sau mai puțin licit, legal, adică? Legal, așa, nici măcar nu-și cumpără, hai, nu o Dacie, că Dacie nu o să umble toată lumea ca mine cu Dacie, dar Tico, un Daevo, un Espero din astea, că totuși astea se fac în România și dau de lucru la niște români. Să cumpără mașini ultra lux din Occident, dându-se de lucru, făcând protecție socială pentru muncitorii americani, germani, japonezi și ce ori mai fi ei. Deci acești oameni, în loc să facă așa cum știu și eu că s-a construit capitalismul în Statele Unite acum 100 și ceva de ani, că ăia, când câștigau primii bani, vreo 5 ani de zile nu-și cumpărau jeep-uri sau ce-o fi fost atunci. Băgau banii în dezvoltarea afacerii, ca să crească și să le aducă în sfârșit niște profituri mari. De asemenea, nu-și făceau nici castele așa cum se fac acum în România, pentru că castelul ăsta sigur că ocupă câțiva oameni care să-ți facă vila aia acolo, îi plătești la negru, bineînțeles, jumătate din tot ce e acolo e la negru, materialele sunt aduse din străinătate, așa că per total nu se câștigă nimic nici din afacerea asta. Deci, iată ce face omul român cu banul pe care îl are. Și dumneavoastră... Am răspuns concret aici, în măsura noastră. Și dumneavoastră, ce faceți? Reduceți impozitul pe profit de la 38 la 20%. Deci îi dați niște bani acestui capitalist, între ghilimele, român. Îi dați niște bani. Ce va face cu el, domnule ministru? Vreți să vă spun ce cred eu că va face? Am ferma convingere că o să-și mai ia încă un jeep. Ei, ca nu. Și o să-și mai pună încă un etaj la vilă, domnule. Domnule Popescu, uitați care e problema la aceste jeep-uri, că tot vorbeați de ele. Și mă bucură că ați născut problema, pentru că altfel, în momentul când se va citi atent noua lege a impozitului pe profit, s-ar putea să am bucuria unor contre teribili. Am spus da. Până în momentul de față era considerat
aport la capitalul social. Le cumpărau pentru firmă. Îi lăsăm să le cumpere în continuare. Dar mașinile care vor fi peste 12.000 de dolari, și m-am dus la nivelul la care l-am aflat că este mașina cea mai scumpă pe piața românească, producție din interiorul granițelor, este bine luată pe firmă. Mașini mai scumpe de asta pot să fie 4x4 sau 4x16, eu nu mă pricep la autoturisme sau automobile, nu vor mai fi deductibile. E un răspuns concret. Da. Asta, plecând de la ideea asta că nu trebuie să-și mai cumpere astfel de mașini. Nu, că nu trebuie să-și mai cumpere. Stați puțin, înțelegeți-mă exact. Acele mașini nu vor fi cheltuială și eu voi impozita. Eu voi impozita banii cu care le cumpără. Până în nivelul la care este producție internă și nu facem nicio minune. Bun, deci nu suntem, nu suntem prea original prin aceste măsuri. Am copiat vârtos din țări care știu să-și protejeze piața internă și producția internă. Foarte o spun bine. Foarte sincer. Și nu mi-e jenă de asta. Bun, deci cu asta veți proteja piața internă. Și veți face aceste cheltuieli nedeductibile cu mașinile. Foarte bine. Respectivul capitalist, între ghilimele, o să cumpere altceva atunci. Pentru că problema lui, într-un fel, îl și înțeleg, domnul. Deci este și această respingere a mea față de irresponsabilitatea acestui lux în condițiile sărăciei infernale în care se scaldă 7 milioane de români, potrivit ultimei statistici. Aceasta e una. Dar doi, mă gândesc și la acest așa zis capitalist român. Ce să facă el cu banii? Pentru că nu are un mediu economic în care să investească profitul pe care eventual îl obține. Tot să se ducă propunem cu banii unde? Pe piață, în Razdac, nu mai în piața de capital? Domnule Popescu, eu zic că am făcut o propunere concretă și vom legifera-o. Următoarea. Pentru noi locuri de muncă, bugetul de stat renunță la impozite pe salarii 3 ani de zile. Și propun domnului altceva capitalist, de care vorbiți dumneavoastră, n-are el niciun nume, dar e un cetățean român onorabil, pentru că el câștigă bani, îi propun să nu-și cumpere Jeep, ci să mai facă un număr de locuri de muncă și nu îl oblig. Îi las impozitul pe salariu neridicat pentru bugetul de stat. 3 ani de zile pentru locuri noi de muncă. Asta voi e cu fi totul atent... altceva, domnul ministru. E cu totul altceva, mă bucur să aud asta. Domnule Popescu, dar ce are întregul acela, întregul acela despre care vorbim, când va fi citit cap-coadă, eu cred că va fi sprijinit. Ce vreau să fiu înțeles aici la locurile de muncă, pentru că trebuie să fim atenți, capitalistul român, și eu am tot respectul față de oricare dintre cei care au încercat ceva și am un respect deosebit față de cei care au reușit, nu va mai putea să-și facă firme suveică aici, nu că nu va putea, dar vom fi foarte atenți ce înseamnă loc nou de muncă, pentru că își închide firma A sau o lasă încet să moară și la firma B spune, domnule, aici îmi cresc locurile de muncă. Va trebui să văd unde e același acționar sau același grup de acționari majoritari ca să nu mute oameni sau locuri de muncă în lanțul lui de firme. Să fie locuri de muncă efectiv noi. Care va fi câștigul meu de aici și care va fi câștigul lui? Câștigul meu ca buget consolidat al României va fi că în loc să am pe protecție socială 10 inși, voi avea 10 salariați care își aduc aportul și un plus de comenzi. Nu mai discutăm, domnul ministru. Ce ați spus acum e perfect. E perfect. Asta este altceva. Însă, revin la impozitul pe profit redus nediferențiat. Asta e nu e redus nediferențiat, domnule profesor. Este redus diferențiat. Cum diferențiat? Este redus la 20% pentru tot ce este afacere internă și redus la 5%, deși se anunțase cotă zero. Pentru export, s-ar fi citit subvenții, avem tratate comerciale internaționale, n-am putut să facem pasul acesta, dar export făcut de producători. Nu vom încuraja lanțul de comisionari sau firme, cum le-am numit și noi și presa, firme căpușe, ci exportul producătorului. Și acolo m-am dus la 5%. O să vină cineva și o să-mi spună
Și se pot argumenta în această direcție oricare dintre poziții. Bine, dar fi trebuit să încurajez cu precădere, cu tare ramură, cu tare domeniu, cu tare produs. Accept asemenea puncte de vedere, dar nu vom termina niciodată discuția care e ramura, care e produsul și care e domeniul pe care trebuie să-l sprijinim mai apăsat. Bun, asta... Și atunci, în ideea de a echilibra balanța de plăți, am mers numai pe ideea de a sprijini exportul. Am înțeles. Până la export, de ce nu ați mers pe un impozit scăzut pe profitul reinvestit? De ce ați mers pe profit în general? Indiferent de ce face cu banii agentul ăla economic. De ce nu vreți să bonificați într-un fel pe omul care investește? Exact ce vă spuneam la început, care nu-și cumpără gen. Numai puțin, domnule Popescu, este libertatea de decizie a celui care are câștigul din profit, ce să facă cu el. O să-mi spuneți că dacă își lasă banii în firmă, e reinvestire în firmă și trebuie să-l încurajez. Dar deplasarea din firmă, ridicarea acestui profit, nu se duce totuși, ca regulă generală, spre un consum sau spre o investiție în altă parte? De ce să îl determin eu sau de ce să-l sprijin, pentru că și asta s-a întâmplat, într-o reinvestire de care nu sunt tare sigur că este o realitate efectivă sau este o modalitate de a renunța sau de a ocoli plățile către buget? Și până la urmă, păi, puterea de aceleași metode ca la problema cu muncitorii, puterea cu de decizie, de muncă. Dați-mi voi, puterea de decizie și interesul lui ca om stăpân al banului îl determină să reinvestească în afacerea pe care o are sau să-și deplaseze banii nu după starea în care prevede legea aceste lucruri. Puterea lui, voința lui este mai puternică decât această aparentă stimulare prin lege. Voința și lui pe de altă parte, nu mai puțin. Nu sunt de acord. Până astăzi, această reinvestire era bonificată cu 50%. Deci era o reducere a impozitului pe profit la jumătate. Noi l-am redus totul sub jumătate. De aici încolo nu are decât fiecare agent economic să-și gândească sieși viitorul. Eu spun că prin lege am dat tuturor. Mă întrebați și o să întrebe mult și o să acuze. Asta pare a fi un punct slab, că nu dăm ceva în plus pentru reinvestire. Pe de altă parte, a fost o chestiune pe care am gândit-o și veți vedea în tot pachetul de legi. Le simplificăm foarte mult, să le putem gestiona mai ușor, să ne putem scoate oamenii din aparatul finanțelor pentru alte domenii de activitate. Opriți-vă puțin. M-am oprit aici. Nu, continuăm. Deci, domnul ministru, eu cred că nu trebuie ca acest investitor, acest capitalist român, eu nu cred că el trebuie lăsat să facă ce vrea el cu banii, pentru că el are o mentalitate, din păcate, cum avem cu toții. Și mentalitatea lui de post-comunist, chiar la 10 ani după căderea comunismului, îi spune să facă cu banii ăia minimum de efort, minimum de plasament și să câștige cât mai mult. Preiau ideea dumneavoastră, iertați-mă că vă opresc. Nu pot, dumneavoastră spune să nu las pe el, că el are mentalitate de comunist. Dar dacă eu mă interpun între el și acțiunea lui, dacă eu îi sugerez prea apăsat prin dispoziție legală ce-i de făcut, am eu comportament de stat comunist. N-aveți. Cum să nu? Aveți? Nu e voie să-l duc de mână prea din aproape în aproape. Că vă spun eu unde aveți comportament de stat comunist. Când obligați firmele care au contracte cu statul să țină banii la trezoreria statului. Aici mă apăr foarte frumos, nu e vorba deloc de comunism. Acolo e bolșevism, nu mai e comunist, domnul. Nu e, domnul. Lăsați, domnul. Nu mai discutăm. Să știți că am discutat cu niște ziariști sud-coreeni, au venit pe la mine acum vreo lună de zile și discutând de una de alta, oamenii mă întrebau de România, de probleme economice. Când le-am spus chestia asta cu așa, vreme de un sfert de oră, nu înțelegeau. Simțeam nevoia bine, să le explic. Bine, dar ei nu ar fi înțeles 6 luni dacă le-ați înțeles, ce se întâmplă dacă eu nu luam această măsură. Când au înțeles, s-au îngrozit. S-au uitat la mine, dumneavoastră, adică banii sunteți obligați, nu puteți să-i puneți la bancă, nu, trebuie să-i puneți la, unde, la finanțe? Adică cum la finanțe?
Așa ceva era peste puterea lor de înțelegere de oameni dintr-o țară capitalistă. Nu, dar nici nu stau lucrurile cum le spuneți dumneavoastră. Nu stau. Lucrurile sunt mult mai simple. O simțim pe pielea noastră, chiar la firma unde lucrez. Aveți de încasat bani de la buget? Da. Vă deschideți cont la trezorerie. V-am dat exemplu de bani de acolo. Măsură... Dacă nu datorați bugetului nimic, este libertatea dumneavoastră să vă plătiți și prietenii din Coreea cu ei. Dar dacă îmi datorați mie bugetului, mie prima dată cât... o să-mi plătiți mie și pe urmă coreenilor. Știți cu cât îmi întârziați mie operațiunile cu celebra noastră trezorerie, deloc. Unde n-are nu nimeni nicio treabă cu servicii bancare? Nu vi le întârzi deloc. Păi cum să nu mi le întârziați? Vă spun de la firmă, de la noi că le întârziați. Și atâția alții care își dau palme acum ca să ducă unii acolo să pună ștampile niște funcționari la Ministerul de Finanțe, la dumneavoastră, la trezorerie. Lucrurile merg bine, domnul Popescu. Am înțeles de și ce ați făcut. Și merg bine pentru toată lumea. Da, vai, domne, toată lumea. Vă linșează, domne, patronii de firme, dacă vă au ce spuneți. Au terminat după o lună de zile de obiecții, acum s-au aliniat, da. Toată lumea lucrează corect. Bun. Și încasările la buget sunt mai sigure. Revin la investitori. Vă rog. Deci revin la investiție. De asta nu e comunism, domnul. Deci dumneavoastră, în momentul în care îi spuneți dacă vrei, ia-ți Jeep, să fii sănătos. Dar plătești. Și plătești de te usuci. Dacă nu, asta nu e comunism, domnule. În toate țările capitaliste există acest procedeu. De reinvestire, mă întrebați. Reinvestire. Dacă nu și vrei să reinvestești, uite, domnule, eu te ajut pe tine și vreau să vă spun că în țările din jur e mai mult decât atâta, domnul ministru. În Polonia, în Cehia, în Ungaria, se practică un sistem de fereastră mult mai colimat în momentul când se dă facilitatea fiscală. Deci să ia o serie de parametri respectivului agent economic pe care trebuie să-i satisfacă. Care țin de numărul de locuri de muncă pe care le creează, de cifra de afaceri, de export, de toți acești bine, parametri. Știu că nu-mi fac un bine, dar voi fi foarte sincer la această problemă. Domnule Popescu, această ordonanță pleacă din Ministerul Finanțelor în Guvern. Și din guvern în Parlament. Și e un set de ordonanțe. Dacă nu-mi reușești întregul sau într-o proporție de 75% acest întreg, nu-mi iese jocul pe total. Credeți-mă un lucru. Am lăsat în ea chestiuni slabe, ca și asta, care vor fi prima țintă. Mi-am lăsat cedări viitoare în mod conștient. Eu zic să închidem subiectul aici. De ce să-l închidem? Păi pentru că a trebuit să las la impozitul dar pe profit. Dar de ce să lăsați ce aveți cu Parlamentul, domnule? Dumneavoastră dar numai puțin, domnule Popescu, dacă veneam și cu această măsură în ce privește impozitul reinvestit, da. Gândită, da. Era foarte bună. Era foarte bună, dar de undeva, colegii și adversarii politici trebuia să apuce această lege și să-i aducă o modificare. Oricât ar fi fost ea de perfect rotundă, o contribuție îi se aducea. Este lăsat aici locul în care lucrurile se vor aranja la pace. Un soi de tarantelă cu Parlamentul pregătit ca la Aichido. Lăsate locuri pentru cedare. Am făcut acest lucru de câte ori am avut ocazia și întotdeauna mi-am atins ținta. Deci nu mai are rost să mă convingeți de un subiect asupra căruia sunt convins. Sunteți convins, dar nu l-ați făcut. Deci ați aplicat un... Eu am numit ce faceți dumneavoastră. Domnul ministru, de fapt, eu nu cred că dumneavoastră vrea să faceți relaxarea asta fiscală acum. Dumneavoastră sunteți un excelent executant a ceea ce am numit liberal-comunism. Aveți un talent remarcabil în direcția asta. Adică reușiți pe fondul ăsta, spunând lumii împreună cu partidul dumneavoastră că promovați liberalismul, ați reușit să luați niște măsuri geniale. Să nu mi-a acuzat și partidul de ceea ce m-ați acuzat pe mine. Nu. Partidul... Rămâne numai Remeș cu păcatul ăsta de a fi și comunist. Păi așa, acum dumneavoastră ați fost cu comunismul în măsuri, așa, și de partea cealaltă venea Partidul Liberal care spunea, domne, să facem liberalizare, să facem relaxare fiscală. E, acum se apropie anul electoral și trebuie să se producă joncțiunea între dumneavoastră și domnii de la PNL. Am fost precaut de la început și v-am nu spus cred că vă face plăcere. Presei. Nu vă face plăcere ce trebuie să faceți acum, pentru că dumneavoastră sunteți genial la băgarea banilor la trezorerie de la firmele particulare. Sunteți genial să prevedeți plan de amenzi, de
așa îi spunea pe vremea lui Nicolae Ceaușescu. Deci de la, le-ați dat funcționarilor financiari din teritoriu, le-ați dat plan. Cât dând bani? Nu aveți dreptate, domnule. Hai de mine, cu plan de amenzi? Plan cu destituirea, nu de amenzi. Deci de recuperarea banilor din teritoriu. Domnule Popescu, acel ordin pe care mai acuză presa de o vreme, l-ați citit? Dumneavoastră. Deci am citit aceste două sau trei stipulații. Nu părerile altora, actul semnat de Remeș, l-ați citit? Nu, domnule, am citit o formă a lui, nu știu dacă era integrală, erau două file. Dacă îmi permiteți, o să vă explic foarte scurt. Aceste prevederi. Domnule Popescu, am plecat de la următoarea idee. Am în fiecare județ un număr de contribuabili agenți economici și un număr de contribuabili persoane fizice. Am în fiecare județ niște obligații curente pe care le dau activitatea de acolo și o sumă de arierate teribile. Și am câteva sute de oameni la Ministerul Aparatului din Finanțe. Și le-am spus, domnilor, ca să pot alimenta bugetul, am nevoie de această sumă, împărțind-o după puterile fiecărui județ. Vă revine ca sarcină, o să zic, numiți și comunism, numiți ce vreți dumneavoastră, vă revine sarcina să-mi adunați banii ăștia. Nu mi-i puteți aduna, nu vă pot da stimulente. Nu mi-i puteți aduna două luni la rând, nu vă mai pot plăti pe voi. În măsura în care veți avea procente sub 100 la planul de colectare, voi avea și eu reducere numerică. Și dumneavoastră acuzați faptul că am transmis o sarcină concretă și înseamnă în județul Teleorman o unitate monetară, numai ca să vă dați seama, iar în județul Constanța 9 unități monetare pe om. De ce? Județul Constanța e cu o potență financiară mai mare. Sau Prahova, sau Clujul, sau Bihorul. Și județe mai slabe. Le-am dat fiecăruia după cât e puterea economică a acelui județ. Domnul ministru, acei oameni, ce să facă ei în momentul când dumneavoastră le-ați pus această sabia lui Damocles? Să facă ceea ce fac eu ca și membru al guvernului. Păi vă spun eu ce au făcut, că în județul ăla sunt întreprinderi de stat și întreprinderi private. Vreți să-mi spuneți mie că s-au dus portăriei dumneavoastră peste întreprinderile de stat, care oricum nu plătesc? Nu. Și eu sunt comunist. S-au dus tot peste nenorociții ăștia de privatizați. Da. Sau cei care au menținut întreprinderile de stat au mentalitate comunistă? Dar cine sunt ăia care au menținut întreprinderile de stat? Eu nu sunt între ei, eu sunt unul care am vrut să se spargă din 90 aceste unități. Și acum sunteți într-un guvern, într-o coaliție, mai mult decât un guvern care de 3 ani de zile nu sparge nimic. Nu, acest guvern, acest guvern are responsabilitatea 3 ani de zile. Nu are responsabilitatea. Și guvernul Radu Vasile din toamna anului trecut până acum a făcut un număr serios de măsuri concrete în a sparge monopolul comunist. Ați dat 100 de miliarde la Roman Brașov, la Valea și Parcarea, la autocamioanele alea care nu o să miște niciodată. Asta ați făcut dumneavoastră. Dumneavoastră, asta nu mai puteți pune pe seama moștenirii. Dumneavoastră ați aprobat suta aia de miliarde care știți că-s bani aruncați. Și că nu rezolvați problema ălora care mor de foame la Brașov. Că banii ăia sunt tot domnii directori de acolo, au rămas 9 din 14, care acum se bat cu pumnii în piept. Ați văzut, domne? Am ieșit în stradă. E pentru numele lui Dumnezeu. L-am sechestrat pe Remeș, am dat pietre în geamuri și în dreapta mea pe Radu Sârbu și pe Radu Berceanu. Ori dați-mi mie drumul să mă duc acasă și chemați-i numai pe ei, domne. Judecați-mă, vă rog foarte mult. Eu am crezut că vin aici să mă judecați și așa demarați emisiunea. Pentru fapte care mi-aparțin sau pentru fapte care și vreau să le fac? Nu vă aparține? Nu vă aparține? Mărirea de capital social? Bine, de la... admit următorul lucru ca să nu mai fie motiv de ce v-au sechestrat ăia, domne, acolo? Pe mine? Da. Nu, pe mine m-au primit ca și pe un fost coleg al lor foarte mult. Capul binefăcător. Capul binefăcător, domnule. Capul cunoscut, domnule Popescu. Eu am fost acolo, pe ziariști n-au vrut să-i admită. Că n-a fost picior de ziarist în jurul ăla, pe kilometri. Da, anul trecut, da, anul ăsta, cum n-a fost, domnule, ziarist, n-a fost împreună acolo? În vară, când am fost la Roman, am fost eu, nu ziariști de acolo. Nu în vară, domnule, în primăvară când a fost. În primăvară eu nu am fost la Roman. Eu am fost acum în vară. Era, vă spun eu exact, era în iunie, ceva de 3 sau 4 iunie. Mai nu era atunci, în vară. Hai să ne oprim puțin pentru publicitate și vom continua emisiunea după aceea.
poți fi cel mai bun. Trebuie doar să-ți dorești cu adevărat. Dacă pui pasiune în ceea ce faci, vei reuși. Ai încredere în tine. Ai încredere în viitor. Conex. Viitorul sună bine. Abonează-te la Capital. Toate pot fi ale tale. Data limită 5 decembrie. Tragerea la sorți 13 decembrie. Abonează-te acum. Capital. Singurul săptămânal esențial. Răsfață-te. Hidratează-ți buzele cu rujul Rich Moisture de la Rimmel. În 24 de culori care îți lasă gura apă. 65% agent de hidratare. Culoare totală. Rimmel vorbește despre tine. Poți fi cel mai bun. Trebuie doar să-ți dorești cu adevărat. Dacă pui pasiune în ceea ce faci, vei reuși. Ai încredere în tine. Ai încredere în viitor. Conex. Viitorul sună bine. Continuăm emisiunea. Domnul Cristian Tudor Popescu, aveți cuvântul. Deci, fără să mă refer neapărat la domnul ministru, vreau și eu să trag două, trei concluzii după discuția pe care am avut-o cu domnul ministru. Până acum. Deci, mi s-au confirmat așteptările destul de negre pe care le aveam, și anume, această măsură, așa cum este luată ea în momentul de față, este o măsură emanată dinspre conducerea politică de la Partidul Liberal. Care se vrea a fi luată, încă n-a fost luată, practic. Care se vrea a fi luată. Deci, ea nu este luată în sensul stimulării capitalismului din România, în sensul stimulării investiției, ea este luată, are un evident caracter electoral. De aceea a fost pusă această reducere de profit generală, a impostului pe profit în general, la toți agenții, de la 38% la 20%, pentru că sună bine, spune ceva tuturor în materie de puncte electorale. Dacă se spunea că e vorba de profitul reinvestit, dacă mai veneau și acolo nu știu câți parametri în care să fie îngrădit respectivul agent economic, asta era corect, era benefic, ar fi dat rezultate nu imediat, ci peste un timp, dar nu aducea, nu era spectaculos electoral deloc. Domnule ministru, asta e convingerea mea, nu mă puteți spune. O singură întrebare foarte nevinovată, domnule Popescu. Doar sună bine sau și face bine această măsură? Această măsură, după părerea mea, în condițiile actuale, dacă ne-am fi găsit în niște condiții mai bune financiare, ar fi putut să facă bine chiar și asta a reducerii pe profit OTOVA. Dar în condițiile actuale, riscul, nu știu, n-am metodele acelea secrete și punțile de finanțare externă de care spuneți că dispuneți, riscul, după părerea mea, este enorm. Ceea ce am spus la începutul emisiunii, situația financiară a țării este dificilă. Nu știu cum veți reuși să rezolvați lucrurile astea în începutul anului care vine. Eu aș vrea să vă întreb dacă Fondul Monetar Internațional, pentru că asta, până la urmă, e o condiție de bază, e de acord cu această revoluție fiscală pe care o propuneți noastră, până să vă întreb și altceva. Da sau nu? Dacă există contacte și dacă aveți semnale că ar fi de acord cu aceste reduceri de impozite. Foarte concret, nu am niciun semnal potrivnic de la Fondul Monetar. Se cunosc toate măsurile care sunt preconizate și foarte sigur sunt de faptul că nu vom avea semnale negative atâta timp cât la discuția bugetului pe anul 2000 vom dovedi că putem să ne închidem pe indicatori mari stabiliți împreună. Da, dar dacă e să urmăm o logică elementară, atunci când a venit vorba de banii polițiștilor și militarilor, Fondul Monetar Internațional s-a opus.
E greu să cred că... Acest lucru știți dumneavoastră, presa. Eu, care am fost într-un contact permanent cu fondul... Nu, acest lucru știm noi, presa, lucru declarat de premierul Radu Vasile. Nu a în ciuda opoziției FMI, va da banii polițiștilor și militarilor. Nu a fost un motiv de neînțelegere între noi și fond salarizarea niciunui sector. A fost un motiv de explicație între noi și fond problema salariilor bugetarilor în întregul ei pe bugetul nostru. Păi și nu ați răspuns la întrebare. Am răspuns la întrebare. Nu avem semnale negative de la fond. Dar asta m-ați întrebat altfel. Aveți semnale pozitive? Eu v-am răspuns totuși foarte corect. Nu avem semnale negative de la fond. Ar fi o premieră mondială din istoria Fondului Monetar Internațional de la Bretton Woods și până acum, în care unei țări aflate în stand-by, în așteptare la tranșa a doua, cu astfel de discuții cum ați avut crâncene cu fondul dumneavoastră, căreia să-i se acorde o asemenea relaxare fiscală? Posibilitatea unei asemenea relaxări fiscale? Mai cunoașteți vreun caz în istoria Fondului Monetar Internațional? În toate cele există un început, domnule Popescu. Mulțumesc. Domnule Remeș, legat tot de această revoluție fiscală, eu am urmărit foarte atent discuția și dezbaterea dumneavoastră cu domnul Cristian Tudor Popescu. Sunt cel mai practic, urmărind ceea ce se întâmplă zi de zi, când vor fi date aceste ordonanțe de urgență, mă refer la ordonanțe de urgență care să ducă la această reducere a fiscalității, până când, cine le va întocmi, când vor ajunge ele în Parlament, care este stadiul? Deci, din tot pachetul de măsuri pe care îl avem în vedere, cu excepția uneia singure, vrem ca în 23 decembrie cel târziu să fie trecute prin guvern și acea una despre care vorbeam să o trecem în ședința dinainte de anul nou. Aceea care prevede surpriza. Nu este surpriza, este măsura care creează puncte de care avem nevoie, va fi foarte bine primită, sunt absolut sigur. Va închide cercul acestor măsuri. Avem în momentul de față mai multe amănuntele și a apărut în presă o variantă aproape identică cu aceea pe care o ducem în guvern, a impozitului pe profit. Mai avem de cizelat puțin la varianta ordonanței pentru taxa pe valoare adăugată. Suntem în contact cu o serie întreagă de comercianți și producători din diverse domenii supuse accizării și după programul nostru pe data de 17 decembrie vrem să ducem în guvern ordonanța care privește accizarea, simplifică foarte mult lucrurile față deci, de... Câte ordonanțe vor fi? Ordonanța privind accizarea, ordonanța privind... Impozitul pe profit, taxa pe valoare adăugată, da? Acciza... 3. Tratamentul impozitului pe salariul pentru noi locuri de muncă. Aceea cu gratuitatea, cu... Practic era... 4 ordonanțe de urgență. Privind înregistrarea autoturismelor, automobilelor care sunt în momentul de față în folosință particulară, dar sunt pe diverse fundații. Vrem să permitem și atâta tot legalizarea acestora. Deci toate mașinile care sunt pe fundații și care beneficiază de anumite... Care sunt în folosință particulară, dar sunt agățate pe diverse fundații. Vrem să permitem, nu să obligăm pe nimeni. 5 ordonanțe. Mai există vreuna? Și aceea din ultima săptămână înainte de anul nou. Și ultima despre care v-am spus. Probabil, asta ca și lucru împreună cu colegii, tot înainte de finalul anului vom fi lămurit problema fondurilor speciale. Aici nu este numai Ministerul Finanțelor implicat. În ce privește fondurile speciale, presupune o discuție în guvern, un accept din partea beneficiarilor acestor fonduri, așa, și o chestiune care privește numărul de persoane din administrația publică și salariile în administrația publică, în regii naționale, în societăți, în regii autonome, societăți naționale, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat. Ce înseamnă asta? Majorarea acestor salarii? Noi ministerul mai trebuie și majorate?
Noi, Ministerul Finanțelor, vrem să, da, să mergem să de suta de milioane toate. Că cu această, cu această propunere, dar cum nu este o politică specifică și în limita de competență doar a Ministerului Finanțelor, avem nevoie de înțelegere și de sprijin din partea altor ministere. Noi vom provoca acest lucru. Rămâne de văzut în ce măsură va exista o înțelegere în cadrul guvernului pentru rezolvarea în sensul în care o vom propune noi. Adică stați puțin, domnule, este un anunț epocal, ce spune domnul ministru. Deci dumneavoastră vă veți duce peste domnii directori de regii și ce veți face, domnul ministru? Ăia care au 70 de milioane în medie salariu, vreți să le scădeți sau să le majorați salariile, cum zice domnul Tucă? Vrem să propunem executivului o aliniere a salariilor care au sursă bugetară sau au sursă capitalului integral de stat. E vorba de regii autonome, societăți naționale, companii naționale și societăți comerciale care, curios, dar unele au acum peste 70% capital de stat prin jocurile care s-au făcut de treceri de la SIF-uri spre FPS. O aliniere a acestor salarii, mă refer la partea de conducere, nu la lucrătorii care au dreptul să-și negocieze salariul prin contractele colective de muncă, să propunem o aliniere a acestor salarii după criterii care să însemne echitate socială, pentru că dumnealor își câștigă în măsura în care își câștigă aceste salarii pentru faptul că au la îndemână un capital de stat și n-au niciun merit că ei îl conduc acest capital de stat, ci este o întâmplare de multe ori cu încărcătură politică de bani. Că acolo a fost numit acolo. X să conducă acea afacere. Nu este merit egal cu acelora unde capitalul este preponderent privat sau oricum într-o bună măsură asta capital privat. Suntem și nu e comunist deloc, domnule Popescu, îndreptățiți să venim cu această... Ba, poate fi acuzat de comunist, păi că înseamnă o oarecare egalizare la... Nu e comunist, domnul, eu știu... Nu e o îndreptare, nu e egalizare. Când vă acuz de... O tundere a unor... Deci dumneavoastră tundeți acolo niște bani care sunt nemeritați, care nu sunt munciți. Asta este, ala nu e comunism. Deci, alăturați o nedreptate, practic. În capitalism, banul, de câți bani atâta pește. Asta este problema. Deci, ce faceți aici, dacă faceți lucrul ăsta, nu știu cum o să-l faceți. Cu Ministerul de Interne, cu MAPN-ul, aveți asigurată colaborarea MAPN-ului? Noi îl provocăm. Că trebuie să intrați cu trupe peste ea. Nu, nu, ajunge cu condeiul, domnul Popescu. Ajunge cu condeiul. Bun, vă mulțumesc. Încă o dată publicitate, vom continua emisiunea. Poți fi cel mai bun. Trebuie doar să-ți dorești cu adevărat. Dacă pui pasiune în ceea ce faci, vei reuși. Ai încredere în tine. Ai încredere în viitor. Conex. Viitorul sună bine. Mulțumim foarte mult, nu mă așteptam, e o surpriză excelentă! Nu am cuvinte! Nu-mi vine să cred, orgeaba pe mine! Mor de foame, doamne, m-a scos din foame! Ați fiat Eurobingo Show! Ura! Ți-am fost alături încă de la început, pentru ca tot ce folosești pentru copilul tău să fie de cea mai bună calitate. Acum a crescut și te gândești la educația lui. Procter & Gamble te poate ajuta și acum. Cumpărând produse Procter & Gamble, dăruiești calculatoare pentru școlile României. Și cu cât cumperi mai multe produse, cu atât mai mulți copii vor avea acces la calculatoare. Un program sprijinit de IBM, XNet, Salvați Copiii și Ministerul Educației Naționale. Programul PNG 2000.
Un calculator, o șansă în plus în viitor. Ai tras la brandul tău ca să fii cel mai tare. La concursul de publicitate AdPrint Festival îți scoți brandul în față. Arată lumii că e beton. Organizat și produs de Millennium PR Group, partener tradițional Antena 1. Sponsori: Radio Contact, Ziua, Euromedia, Codex, Goda Impress, Holiday Inn, Europcar. It's now safe to turn on your computer, Edison Systems. Continuăm emisiunea, ultima parte. Domnul Cristian Tudor Popescu, dacă mai aveți... În ce privește paternitatea acestui proiect de relaxare fiscală, poate fi al domnului ministru, poate fi al PNL-ului, cu siguranță nu e al Ministerului de Finanțe. Pentru că Ministerul de Finanțe a aflat și el vineri de proiectul ăsta, cât de cât l-a primit să vază despre ce este vorba. Dar n-ar fi mare pierdere, întrucât domnii de la Finanțe nu s-au făcut până acum remarcați pentru o gândire foarte creativă în materie de proiecte financiare. Aud altceva. Haideți să lăsăm puțin, domnul ministru, să lăsăm puțin impozitul, reducerea impozitului pe profit, să discutăm de impozitul pe venitul global. Că și ăsta este un alt eveniment ce ne este anunțat și tot de la 1 ianuarie. Dom'le, se vor întâmpla foarte multe lucruri la 1 ianuarie 2000. Da. În anul ăsta 2000, da. Primul lucru care mă frapează în problema asta cu impozitul pe venitul global este autobuzul. Și anume... autobuzul care urmează să străbată țara și să lămurească oamenii în legătură cu cât de bine este să îți plătești impozitul pe venitul global. Deci aflu că e vorba de o firmă germană, firma Consulta Deutschland, firmă serioasă, care cu banii de la 1 miliard de euro de la Uniunea Europeană... Un miliard? Nu, stați puțin. Un milion de euro, bineînțeles. Nu știu. Un milion de euro. Un milion de euro. Nu, 2,4 milioane de euro. Nu, un miliard de euro. Cum să fie așa? Ar fi bine să fie un miliard de euro. Deci 2,4 milioane de euro care sunt pentru campania asta de introducere a impozitului pe venitul global. De promovare și de cunoaștere. De promovare, din care 1 milion de euro sunt pentru autobuz. Deci să plimbă autobuzul în țară. Avem niște funcționari care pun broșuri, pliante și viu grai, probabil de la om la om, prin convorbiri individuale, vor convinge oamenii. Știți, asta mi-aduce aminte de o altă campanie, aia cu omul de Neandertal. Nu știu vă ce-ți aminte. Pe vremea cupoanelor. Apărea un om de Neandertal sau ceva, gânditorul de la Hamangia, care ne spunea cât de bine e să-ți bași cuponul. Și s-a desfășurat pe ecrane acea campanie. Acum avem cu autobuzul. Mă întreb, deci... cât, deci asta este logistica, domnul ministru. Eu vă pun întrebarea următoare. Pentru aplicarea impozitului pe venitul global, care e un lucru bun, categoric, e, așa trebuie și așa va fi probabil în țara asta la un moment dat, trebuie să aveți o logistică impresionantă în ceea ce privește tehnica de calcul, informatica cu care să gestionați aplicarea acestui impozit. Deocamdată, văd că este vorba de acest autobuz care răspândește pliante. Acțiunea autobuzului impozitului... Mie sunteți foarte drag și când sunteți de o virulență extremă și când deveniți pamfletar. Dar când deveniți pamfletar, mi-este mai greu să vă dau răspuns. Din tot efortul pe care îl face Ministerul Finanțelor pentru a aduce la cunoștința oamenilor această lege care, domnule Tucă, nu e tot de la 1 ianuarie, ea e promovată încă din vară, nu este neapărat din secolul acesta. Asta, știm noi că e promovată din vară, oamenii nu știu nimic. Ca perioadă. Face parte din popularizare, din aducerea la înțelesul oamenilor a... acestei legi, a prevederilor acestei legi. După câte am înțeles, nu am nicio implicare și dacă n-ați fi numit cum se cheamă firma și m-ați fi întrebat care e firma și de unde e firma care a câștigat prin licitație acest lucru, n-aș fi știut-o. Deci, la mijloc, lipsește păcatul
și al URMS și a Ministerului de Finanțe. Dar nu fac această popularizare altfel decât au făcut-o peste tot în lume. Nu, aici nu e problema noastră. Mă, un pic lăsați-mă să închei. Nouă de pe vremea de când mergeau lămuritorii la casele țăranilor să-și ducă pământul în colectiv, de atunci și din vremea în care era linie de conduită, munca de la om la om făcută de Partidul Comunist, genul ăsta de relații, de apropiere și de explicare din partea autorităților către om, privind un lucru benefic pentru el, ne repugnă. Dar nu e bine. De ce să ne repugne, domnule? E foarte bun. Păi ne repugnă că dumneavoastră veniți să vorbiți cu atâta ironie, foarte inspirat. Și bănuiesc că veți avea la un moment dat în ziar o jumătate de pagină mult mai cizelată decât acum. Că ne plimbăm cu autobuzul de la unul la altul. Este o metodă pe care blestemați aceia de capitaliști, și vrea să avem și capitaliști români, au găsit-o că este cea mai bună. Au verificat-o la ei, va merge și în România. Va merge și în România. Va merge și domne, aici s-au sfârmat imperii la porțile României, domne. Aici aici energie multă, domnule. O să se fărâme și autobuzul nemților. Dar eu parcă văz în fața ochilor pe nemți cum vin ei să lămurească până agică. De la poartă, îl ia din poartă așa și îi spune neamțul. Eu vreau să fac o propunere constructivă, domnule. Nu e nicio ironie. De ce nu folosiți activiștii de partid comunist, domnule, la chestia asta? De ce trebuie să vină nemții? Că sunt alți activiști de partid comunist care au rămas, unii dintre ei fără slujbă. Alții sunt mult mai bine decât noi toți de aici, de la masă. Dar unii au rămas fără slujbă și la treaba asta nu trebuia să aduceți nemți. Și ce e rău în asta? Au rămas fără slujbă. Oameni, deci nu e rău, e foarte bine. Că dacă e vorba de ei anume. Păi dacă rămâneau ei cu slujbă, nu mai aveam noi, nici noastră, nici noi doi de aici vreo slujbă. Deci de ce nu sunt folosiți ăștia? Că ei știu de la om la om cu munca de convingere. De ce să vină nemți? Păi, domnul Popescu, iertați-mă, dar dacă trimitem foști activiști de partid pe teren, eu cred că facem muncă electorală pentru alții și e păcat să plătească statul român. Iertați-mă, domnul Remeș, hai să fim serioși. Deci dumneavoastră, spuneți mie cu toată aiureala asta, care știu că ăsta nu e un jmen loco, nu e de aici din România, e de afară. Banii ăștia fiind primiți de la Uniunea Europeană, firma respectivă care face jobul trebuie să fie de la ei, nu de la noi. Cunoaștem cum se face. De fapt, nu mi-i dau banii ăștia. Banii ăștia se întorc tot la ei. Deci e șmen extern ăsta. E limpede, nu vă acuz de nimic. Nu v-am acuzat de la bun început de nimic în toată povestea. Nu, mai vin și aici bani. Însă vreau să... O să mai ciugulească, mai puțin și pe aici. Deci vă întreb altceva, mult mai serios. Ca să faceți, și acum sunt foarte serios, ca să faceți impozit pe venit global, trebuie să aveți calculatoare, trebuie să aveți computere. Și nu oricum. Nu cum ziceți acolo că sunt un computer la trei oameni, ca așa se spune. E asigurată că avem un computer la trei oameni și doi funcționari pe județ care rezolvă problema. Trebuie să aveți computere în rețea. Trebuie să aveți networking la nivelul întregii țări. Capacitatea informatică este mult mai mare decât cea necesară, pentru că aportul colegilor a redus foarte mult numărul contribuabililor. Știți că legea noastră a plecat și cu impozitarea vârfurilor pensiilor și cu impozitarea unor venituri din agricultură. Aceste două capitole au fost eliminate. Și mie care este numărul contribuabililor după eliminarea celor două categorii? În felul acesta. Așa că situația... Să mai elimine și până dispariție fizică. E foarte eficient acum. Despre ce vorbim? Contribuabili, zic. Dispar din schema de plată a impozitului și pe dispariție fizică. Vin generații viitoare, domnule Popescu. Vin generații viitoare. Ăștia românul în veșul în piere. Este un lucru pe care l-am cântat toți. Impozii la statul canadian nu mai plătesc aici la noi. La cât se ridică numărul celor care vor plăti dările prin acest sistem? Spuneați că pensionarii și... Noi ne-am așteptat inițial să fie vorba de poate 14-16 milioane de contribuabili. În felul acesta ne vom opri probabil la 7. Rămâne să vedem exact ce va însemna inventarierea, deși vrem, fie și numai pentru puterea exemplului, dacă vom prinde o singură pensie, să impozităm acea una singură pensie la zecile de milioane cât o fi, și pentru anumite categorii de venituri din
agricultură și silvicultură, fie cât de mare. Dar pentru a fi lege a impozitului pe venit, pentru că sunt oameni care au N surse de venit, între care una e pensia, și pensia e supraonorabilă. Nu ne-am gândit niciodată plafonul pe care îl propusesem noi și am fost dispuși să discutăm plafonul. Era de 1.200.000, prindeam circa 150.000 de oameni, era prevăzut indexabil. Suntem de acord să-l ducem până la rămâne un singur pensionar astăzi în România care să intre în această lege, dar să prindă și domeniul. De când va intra în vigoare această lege, domnule ministru? Dacă nu se întâmplă nimic și nu are ce să se mai întâmple, mai e o lună de zile, de la 1 ianuarie anul viitor. Ea e în dezbatere parlamentară la Comisia de Buget Finanțe din Cameră. Aici revin la ce spunea domnul Cristian. În Parlament până atunci discutată, vorbesc în ambele camere, ca să ne mute această dată. Aici revin la ce spunea domnul Cristian Tudor Popescu și nu de acțiunea autobuzul, că până la autobuzul trebuie să spuneți câteva cuvinte și despre lege. Câteva cuvinte, să vorbiți câteva minute și despre această lege, ce înseamnă impozitul pe venitul global, oamenii sunt interesați de asta. Deci până la autobuzul, mi-aduc aminte și cu mașinile de gunoi au venit, cele mai moderne din Germania, și aici erau balauri, trebuiau, nu să zic, remorci ca să carg tone întregi de gunoi. Eu nu cred că va fi pus în funcțiune acest sistem al calculatorilor, pentru că așa spunea și domnul Popescu, e vorba de a lega niște calculatoare într-un sistem, într-o rețea. Eu mergem pe 1 ianuarie, unde vreți dumneavoastră, chiar pe 1 martie, să vedeți că nu există acest sistem. E dreptul dumneavoastră să vă îndoiți, este rolul dumneavoastră ca presă. Nu, mergem pe 1 martie. Dreptul meu sau obligația mea e să cred că va fi altfel. Un lucru foarte important. Eu vă spun următorul lucru și îmi cer scuze că vă întrerup. Eu am avut aici, tot în acest studio, acum vreo 2 ani, cred că, o discuție cu domnul Ciumară, că era convins că la 1 ianuarie 1998, da, 1998 va intra în vigoare și că e tot în regulă și calculatoare. Au trecut de atunci aproape un an și jumătate de când am stat de vorbă. Tot la fel de sigur era și fostul ministru al finanțelor. Nu asta sunteți la fel de sigur. Eu vreau să mergem împreună toți trei. Am un avantaj în timp față de și acela că și domnul Ciumara nu a vorbit degeaba aici, a afirmat adevărul, dumnealui a lucrat un proiect de lege în acest sens. Însă, împrumutul pe care l-a contractat România s-a aprobat numai în 1998, un împrumut de 50 de milioane de dolari. Dotarea a venit în toamna lui 98 până în aprilie anul acesta. Deci domnul Ciumara, oricâte bune intenții a avut la acel moment, nu avea dotarea informatică pentru a putea pune legea în aplicare. Acum, 1 ianuarie nu e departe, veți vedea că ea intră în vigoare. Ce vreau să spun? Domnul ministru, precizați ca știrea asta, că pentru mine e important. Deci la 1 ianuarie 2000 vom avea o rețea de interconectare a calculatoarelor în România, la nivel național. Da, domnule Cristian Tudor Popescu, lucru care vreau să-l subliniez și singurul de altfel din această lege, pentru că mie mi se pare important, e acela că pentru o persoană care are venituri din salarii, dacă are în familie soția sau soțul care nu lucrează și dacă are copii în întreținere, 800.000 este pentru persoana în cauză, încă 800.000 pentru al doilea din familie, soț sau soție, și merge până la de 2,5 ori această sumă, deci un total de 2 milioane de lei care nu sunt impozitați. Astăzi suma este de ori de 436.000 de lei, se aplică o singură dată numai pentru salariat în sine. Este un răspuns în ce privește impozitul pe salariu, pentru că problema e ridicată acum și de sindicate, este ridicată și de agenții economici care acuză pe bună dreptate costul foarte ridicat al forței de muncă. Peste 50% din ceea ce înseamnă cost al forței de muncă, în medie, se duce pe diverse căi către bugete. La bugetul local, la bugetul de stat, la bugetul sănătății, la... Reiau întrebarea. La Ministerul Muncii. Reiau întrebarea. Hai să fiu mai explicit. Deci, eu așa știu, din câte am înțeles eu, ce am văzut și eu în străinătate cu acest impozit pe venit global, sunt două
puncte esențiale aici, și anume, primul, trebuie ca cel care face o cheltuială, acea cheltuială fiind declarată deductibilă, să fie interesat să-și declare acea cheltuială. Pentru că, respectivul, să spunem, cineva care face, îi se prestează un serviciu, de pildă să face o meditație, că tot iubește domnul Remeș foarte mult pe profesorii de care... De la o glumă nevinovată s-a ajuns sunt la convins. Prea de deseori repetat. Am dat un exemplu, vreți să dau altul? Continuați-vă ideea, că e foarte interesant. Deci, cum să ați lucrat în învățământ? N-ați lucrat da, am lucrat. Cum să nu lucrez? Meditație ați dat? Da. 10 ani de zile am trăit în meditație și trăiam mai bine decât acum. Deci, mulțumesc, domnul profesor. Da, domnul. Deci, domnul ministru, nu asta e problema. Problema este că dumneavoastră vreți să puneți în funcțiune un sistem de impozit pe venit global. Și repet, deci esența acestui mecanism constă, în câte am înțeles eu, în faptul că eu care fac o cheltuială, deci îi dau bani domnului Tucă ca să-mi presteze, iată, o meditație sau altceva. Eu sunt forțat, într-un fel, sau nu forțat, sunt interesat. Pentru că această cheltuială, i-am dat de pildă 1.000.000 de lei domnului Tucă și dacă eu o declar, ea mi este dedusă. Și când se face impozitarea, ea se scade, deci sunt avantajat la impozitare. Când se face? La sfârșitul anului, da? La sfârșitul anului, mă rog, nu știu. Decontarea e de regulă până în martianul viitor, 2001. Deci eu sunt interesat să fac această declarație fiscală. Cel care primește banii de la mine... Nu mai poate acum să facă evaziune fiscală, pentru că el, dacă nu declară că a luat de la mine niște bani, lucruri care se evidențiază, funcționarul de la fisc zice, vine la mine și zice, domnul Popescu, ce zici dumneata? Păi zic, am dat lui domnul Tucă 1.000.000. Lui domnul Tucă? Și se uită la domnul Tucă și vede că domnul Tucă n-a declarat milionul ăla. Și ia pe domnul Tucă. Tucășul sau Tucă Caracal, ca să știm de unde luăm. Pă domnul Tucă. Deci problema chiar mi se pare, vreau să înțeleg și eu, e foarte serios. Deci, asta e primul aspect. Ca el să funcționeze, ca această foarfecă să funcționeze, trebuie să ai la dispoziție, repet, această rețea de calculatoare conectată, principiul e bun, prin care orice om să poată fi găsit instantaneu de la Zalău și până la București, care e situația lui. E un început respectiv de tranziție și aici, domnule. Aveți spus, asta ce v-am spus acum, asigurat? Gândim să înțelegem fără prezentare de acte aceste sume ca fiind cheltuieli deductibile. Este un pas de tranziție. În final, în 2 ani de zile, intenția este să se ajungă la ceea ce spuneți dumneavoastră. Inclusiv prezentarea de dovezi în spiritul, în sprijinul afirmațiilor care se fac și verificările acestea reciproce. Va exista rețeaua, că se va face sau nu acest lucru? Rețeaua va exista și la 1 ianuarie. Rețea de calculatoare, da, la nivelul României, da. Domnul ministru, nu se poate, domnule, nu spuneți mie chestia asta. Spuneți-o altcuiva. Haideți să facem altceva. Mergem cu autobuzul acela. Cât e realizat de NIA în momentul ăsta, ca să o faceți la 1 ianuarie? Pe excepția vreo 4 sau 5 județe unde nu am îndrăznit să ne instalăm în condiții precare unde sunt acum Direcția Finanțelor Publice calculatoarele, dar vom găsi o rezolvare și pentru asta, este instalată dotarea peste tot. Domnul ministru, încă o dată, sunt totuși de mergem meserie. Mergem în teren să vedem. Stați, domnule, puțin, nu e suficient să puneți niște calculatoare. Dumneavoastră știți ce soft trebuie ca să coordonezi o asemenea rețea, ca să funcționeze? Nu pot intra în detalii tehnice cu dumneavoastră pentru că nu sunt de meserie. Și aici, domnule, dacă de faceți departe lucrul ăsta, este extraordinar. Aici de departe dar eu nu pot să cred că n-am știre de la nimeni din branșe că la nivelul României s-a realizat un network din ăsta național. Este un eveniment extraordinar și el nu va fi, în Occident nici nu e folosit numai la impozitul global. Corect. Acolo există baze de date enorme, de la vamă până la avioane și așa mai departe, între care intră și asta cu impozitul global. Deci este o rețea generală care se folosește în multiple scopuri. Absolut. Aveți puteți așa veni, ceva? Puteți veni la emisiune și spune, domnul Tucă, dumneavoastră ați cumpărat o haină de blană cu, nu știu, uite după calculator și căutând foarte bine. Deci mă puteți și... E un lucru foarte greu, pentru că e prima dată când trebuie să-l urmăim pe fiecare. Sunt oameni care au N surse de venit în toată țara, nu numai acolo unde și... Asta e problema. E o problemă dificilă, delicată, din calea afară. Pe de altă parte, e vorba de buna credință a fiecăruia. De modul în care sunt... De modul în care are actele. Eu nu mă îndoiesc de buna credință. Este un început extraordinar de dificil.
Dom'le, stați puțin, vreau să vă întreb ceva, domnul Tucă. Eu v-am întrebat și n-am reușit să vă conving. Vă întreabă domnul Tucă. Deci eu nu mă îndoiesc de bună credința dumneavoastră. Nu mă îndoiesc că aceste calculatoare n-ar exista și că ele n-ar fi ajuns în teritoriu, cu excepția celor patru județe. Nu, vă veți întreba dacă ele sunt într-un sistem și se poate accesa la o bază de date din orice colț, din orice județ. Și se poate ajunge la aceste date. Există o conexiune, există o rețea națională pentru asta. Da, să vă rog să realizați o emisiune cu colegii mei din domeniu ca să vă conving. În regulă, nu știu... Deci dumneavoastră spuneți că la întâi asta e pusă la punct și va servi pentru impozitul pe venitul global. Va servi? Eu nu spun că nu putem să avem și necazuri. Aia altceva că mai pot apărea... Sigur că vor apărea, dar ea va exista ca rețea. Da. Bun, pentru ultima dată în această seară publicitate, după care ne vom lua la revedere la noastră. De 1 decembrie stai să vezi la Antena 1 imaginea completă a sărbătorii naționale. Alba Iulia, Iași, București, Timișoara și Chișinău sunt locurile din care vei afla în direct, începând cu ora 9, cum sărbătoresc românii Ziua Unității Neamului. Retrăiește cu Antena 1 un moment istoric și stai să vezi imaginea completă a sărbătorii de 1 decembrie din acest an. Domnule, vouă vă stă mintea la glume? De sărbători vouă vă arde de râs? Și nouă la fel. În fiecare zi, după știrile de la ora 17 și edițiile Observatorului de la 19 și 22, vouă vi se pregătește ceva. A venit Căldora? Nu, a venit Antena 1. Antena 1 vă urează să râdeți ani mulți și fericiți. La mulți ani vouă! Pentru că nu mai știu pe ce lume trăiesc. A nebunit lumea, ascultă-mă pe mine. Romica Țociu și Cornel Balade își unesc forțele și sărbătoresc 1 decembrie prin muncă. Asta meserie, băi! La Forțele de Muncă. Sunt Romica Țociu, sunt Cornel Balade și vă invităm să urmăriți serialul de comedie Forțele de Muncă, numai la Antena 1. Stai să vezi și să râzi într-un decembrie magic. Miercuri, la ora 20, Forțele de Muncă, cel mai nou serial de comedie produs de Antena 1. Uite pisicuța! Stai să vezi la Antena 1 World Music Awards 1999, singurul festival european difuzat și în Statele Unite, într-un mega show în care scena este luată în stăpânire de Backstreet Boys, Cher, Tarkan, Ricky Martin, Modern Talking și multe alte vedete. Stai să vezi la Antena 1 World Music Awards 1999. Antena 1 și Bingo Europa spulberă toate recordurile. Pe 26 decembrie la Antena 1 câștigi $1.000.000 și în plus alte premii în valoare totală de peste $4.000.000. În a doua zi de Crăciun, nu te uita sub brad. Uită-te la Tele Euro Bingo Show, pentru că nu-ți aduce nimeni ce îți aduce Antena 1. Vrei o șansă în plus? Citește Jurnalul Național. Da, citești Jurnalul Național. Citiți-l și dumneavoastră și veți avea o șansă în plus să câștigați cartoane pentru partida secolului din 26 decembrie. Cu Jurnalul Național ai o șansă în plus! Da, ultima parte a emisiunii, ultimele minute. Domnul Popescu, o ultima întrebare. Cred că în cadrul impozitării în sistem devenit global, interesează pe toată lumea cum vor fi impozitate dobânzile pentru depozitele pe care și le face fiecare om la bancă. Depozitele bancare. Depozitele bancare. Deci veți impozita, înțeleg, dobânda bancară. Da, este prevăzut impozitarea dobânzii bancare. Mi se pare procentul este de 1%, 1% și cu stopaj la sursă. Deci în momentul în care omul își primește din partea băncii dobânda, se tot impozitează și se opresc acolo, iar banca virează banii bugetului. Bun. Acum am și eu următoarea întrebare legat de asta. Dobânda îmi este dată mie
Deci eu depun acolo niște bani, da? Am, în cursul anului, eu am o inflație. Deci acești bani se devalorizează, banii pe care îi pun la bancă, într-o măsură, iată, anul acesta am o devalorizare, inflația este 55%, da? Asta e ținta estimată. Dobânzile au fost totuși superioare. Da, de acord. Deci dacă eu am, practic, eu realizez, făcând diferența, discutând în dobânzi real pozitive, în dobândă real pozitivă, deci inflație, nivel de dobândă și făcând diferența, aceia sunt banii pe care îi câștig eu, dacă îi câștig. Deci eu am mari îndoieli în clipa de față că dobânzile băncilor din România sunt real pozitive. Eu cred că sunt real negative, în mare măsură. Dar nu vreau să intru în această discuție, că și așa am discutat multe chestiuni tehnice. Întrebarea mea este, mie mi este impozitată de către dumneavoastră dobânda la sumă, deci eu am o dobândă pe suma pe care am dat-o. Dobânda ca întreg. Dobânda ca întreg? Nu în dobânda pe care nu dobânda real pozitivă care a rezultat prin scăderea inflației. Dacă intrăm la dobânda real pozitivă, dacă intrăm la dobânda real pozitivă, nu vom conveni niciodată care e aceea de dobândă real pozitivă. Se va impozita dobânda acordată de bancă. Există inflație, deci dumneavoastră mă impozitați pe mine la niște bani pe care eu nu îi iau, domnul. Și nu din vina mea. Nu sunt eu vinovat pentru inflație. Domnule, tu, că dacă rămâneți cu banii acasă și îi țineți sub pernă, ei se devalorizează. Întreabă, domnul Popescu, și eu și mă puneți ei, pe mine cu banii. Dar nu aveți un câștig. Dacă îi duceți în bancă, prin dobândă, aveți un câștig nominal. Pe acel câștig nominal, pe acea dobândă, pe aceea vom pune impozit, nu pe dobândă real pozitivă. Păi în substanță aveți probleme. Aveți luați niște bani, în mod incorrect. Aveți dreptate, dar procentul de 1% a fost stabilit și ținându-se cont de o perioadă încă în România, când va fi o problemă cu dobânda real pozitivă, în ce măsură e și cât e de mare. Dar discuția ce asta... Ce prevede legislația din țările occidentale în legătură cu... Nu există nicăieri o chestiune prin care să se facă o separație din totalul dobânzii cât e cea real pozitivă. Se impozitează dobândă. Numai că acolo unde nu e vorba de inflație, atunci acea dobândă e efectiv un câștig. Păi din moment ce se anunță la sfârșitul anului și se ia în discuție cu FMI-ul, la fiecare început de an se anunță ținta de inflație, ținta de deficit bugetar, ținta de balanță externă și așa mai departe. Deci am o țintă de inflație care se ia în discuție, în calculul bugetului, adevărat sau nu? Da. Păi atunci, dacă această țintă de inflație e bună să o iei în calcul pentru buget, de ce nu e bună și ca să calculezi dobânda omului care își pune banii acolo, dobânda real pozitivă și să-l impozitezi pe banul respectiv pe care îl ia, nu pe ceea ce nu ia? Domnule Popescu, aveți dreptate, dar în momentul în care s-ar ajunge la această soluție, procentul de impozit ar fi cu totul altul, nu acela pe care, dacă n-am greșit, eu l-am anunțat aici și s-ar putea ajunge exact la aceleași valori. Pe de altă parte, este o chestiune teribil de greu de gestionat dacă am aplica ideea asta cu impozitarea dobânzii real pozitive. Ar fi o chestiune pe care n-am putea o gestiona. Și această dobândă real pozitivă ar fi foarte diferită de la o bancă la alta. Și la fiecare ar trebui să-i pun pe altceva, să-i fac alte calcule. În momentul de față e vorba de impozitarea dobânzii atâta cât este ea acordată de bancă. Nu, tot nu e corect. Și n-am mai intrat Eu nu susțin că nu are o slăbiciune această chestiune. V-am explicat cum este prevăzută, dar... Nici impozitarea dobânzii nu este corectă în general. Eu nu sunt de acord cu impozitarea dobânzii bancare. Nu o considerați un câștig? Nu. Deci, în primul rând, că eu am niște bani, da? Pe acești bani sunt rezultați în urma scăderii... Eu am mai plătit toată impozitarea. Până impozitări. Da. Deci eu rămân cu bani după impozitare. Dar eu mi-am plătit impozitul către stat. Dar, domnule Popescu, acei bani, dacă nu-i duceți într-o bancă și îi introduceți într-o afacere... Din afacerea aia vă dă tot un câștig dacă o gestionați bine. Ăla se cheamă profit. În bancă, dobânda este de fapt echivalentul profitului din afacere, pentru că ați investit într-o parte sau în alta. Nu e așa. Și de ce ziceți pentru bancă, pentru dobânzi, să nu avem impozitare și dincolo, dacă este cu un plus de efort și cu risc mai mare propriu și angajament al puterii tale mai mare, acolo să impozitez și la dobânda bancară nu. Pentru că în momentul în care eu îmi pun bani într-o bancă,
Eu sunt plătit, deci dobânda aia reprezintă plata pe care mi-o face banca pentru faptul că eu mi-i mobilizez banii. Deci, practic, eu nu realizez niciun profit, domnul. Tocmai asta este legătura între inflație și dobândă. Eu îmi blochez acei bani, acolo unde, ceea acolo ce înseamnă... Unde nu există, acolo unde nu există inflație sau ea e cu cifre mici, la finalul perioadei când vă ridicați banii, aveți o putere de cumpărare sporită. Deci nu vi s-au păstrat banii, aveți un câștig. Nu. Deci acel câștig nu este de fapt un câștig. Este faptul că eu am ales să pierd ceea ce eventual aș fi putut să fac cu banii aia. Deci în timpul ăsta eu poate cu banii aia puteam să-i bag în ceva mai riscant, dacă vorbim de cifre de inflație mică, care e în Occident, puteam să-i bag de pildă să joc pe bursă acolo. Sau la fondurile private de pensii. Dar vă puteați cumpăra, apropo, un autobuz pe ei. Da. Deci nu se duceți, iertați-mă, nu se duceți valoarea unui autobuz în monedă, în bancă, și să-i dați autobuzul domnului Tucă să-și facă show pe drumuri și vă plătea folosirea autobuzului și aveați un câștig la sfârșitul perioadei. Până la urmă este vorba de doar de expresia banului. Nu mă înțelegeți. Știți ce o să realizați cu asta? O să dolarizați economia cu mare, că și așa e dolarizată în prostie. Deci dacă veți impozita dobânzile bancare, oamenii vor schimba banii. Oamenii să, că și așa să duc ei în dolari în momentul de față. Mai ciupiți și cu chestia asta cu impozitarea dobânzilor, care și așa sunt la milimetru, și o să vedeți ce se întâmplă. Doamne Popescu, dacă tot mai dați meditație, eu vă propun să consiliați Ministerul Finanțelor. E vorba de un câștig frumos și poate nu mai facem atâtea greșeli câte se dovedește în convorbirea cu dumneavoastră că am făcut până acum. Bun, pe domnul deci, Popescu... N-am spus că este o greșeală, nu? E un lucru bun. Nu asta luați niște bani din afacerea asta pentru Ministerul de Finanțe. Vreți să luați niște bani? Domnul ministru, eu am văzut că pe domnul Popescu l-ați rezolvat într-un fel cu consilierea asta la Ministerul Finanțelor. Nu știu ce aveți cu mine, că mă vedeți pe drumuri, ba cu banii sub pernă, ba... Ultima dată m-ați văzut cu autobuzul pe drumuri. Perna cu banii era la domnul Popescu. Bun, eu vreau să vă pun o ultimă întrebare, cumva să se încheie altfel emisiunea. V-aș întreba ce credeți că veți primi dumneavoastră de Sfântul Nicolae. Ce vă aduce, ce o să vă aducă dumneavoastră Moș Nicolae? Cred că o pagină plină în ziare de critici la sistemul acesta de măsuri. Aia e încă bine, s-ar putea să nu vă aducă nimic, de acasă. Cu cei de acasă. Dar cred că dacă ar fi ca populația să vă facă dumneavoastră un cadou, cred că v-ar face un cadou nimic. Și... Ba, cred că mi-ar face un cadou foarte frumos. O stare de... mai puțin răspunde. O stare de mai puțin răspunde. Bun, noi vă mulțumim pentru participarea în această seară la emisiune și cred că au fost foarte multe lucruri spuse în premieră, lucruri interesante, lucruri care interesează de fapt toată populația. Vă mulțumesc, ne întâlnim din nou mâine seară la emisiunea Marius Tucă Show. Până atunci vă spun să țineți aproape. Această emisiune a fost prezentată de Conex.